Reacția arhiepiscopului Tomisului după scrisoarea în care a fost aspru criticat de patriarhul Daniel nu a întârziat să apară. Înalt preasfințitul Teodosie a făcut astăzi declarații publice și a spus că nu se teme de o eventuală sancțiune primită din partea conducerii Bisericii Ortodoxe Române. Eu vorbesc aici ceea ce este pozitiv. Ce sancțiune? Dumnezeu poate să-mi dea sancțiune. Numai de sancțiunea lui Dumnezeu mă tem. Scrisoarea transmisă de Patriarhie a venit ca răspuns la cererea înalt preasfințitului Teodosie ca Arhiepiscopia Tomisului să devină mitropolie, care a fost calificată ca o ambiție personală. Solicitarea transmisă la Patriarhia Română de către Arhiepiscopia Tomisului este insuficient argumentată, deoarece ridicarea Arhiepiscopiei Tomisului la rang de mitropolie nu constituie o necesitate misionară actuală, ci mai degrabă o ambiție personală. Înalt preasfințitul Teodosie nu renunță la ideea de a transforma Arhiepiscopia Tomisului în mitropolie și nici nu ia în calcul o retragere din funcție. S-a spus ceva eronat. Patriarhul Teoctis m-a îndemnat să fac episcopia Tulcii pentru mitropolie. Dânsul și-a dorit această mitropolie. De aceea m-a așezat de 3 ori pe scaun ca să fiu statornic aici și să se înființeze mitropolie. Dar de ce să mă retrag? A te retrage înseamnă a abandona. În scrisoarea transmisă de Patriarhie, înalt preasfințitul Teodosie este criticat și pentru reacțiile sale publice în contextul pandemiei. Acțiunile pe care le-am făcut au fost în sensul de a nu rămâne creștinii singuri. Eu nu mă dezic de ce am făcut, am vrut să fiu în rugăciune cu toți credincioșii și de fapt am făcut la cererea lor. Înalt preasfințitul Teodosie conduce Arhiepiscopia Tomisului de 2 decenii. De la declanșarea pandemiei, înaltul prelat s-a remarcat prin mai multe acțiuni și declarații controversate. Anul trecut a organizat 2 slujbe de Paște, iar o afirmație recentă legată de rolul femeii în biserică i-a atras numeroase critici.